Vortexuri antice se deschid acum pe tot pământul. Consiliul Pleiadian al Luminii, transmis de Celia Wilder. Binecuvântări! Noi suntem Consiliul Pleiadian al Luminii. Suntem foarte încântați să comunicăm cu voi. În timp ce vorbim în acest moment foarte prețios, Pământul trece printr-o schimbare de frecvență înaltă în miezul său. Această schimbare electrică continuă în miezul magnetic al Pământului creează un fenomen fascinant care se desfășoară acum. Această schimbare în nucleul Pământului vostru este intim legată de apariția și deschiderea unor vortexuri energetice străvechi. Aceste vortexuri nu sunt doar puncte energetice obișnuite, ci porți către dimensiuni superioare care se întind pe întreaga planetă. Ele conectează diferite puncte energetice de pe planetă, într-o rețea cosmică de fluxuri de lumină. Aceste structuri multidimensionale străvechi se află în cadrul existenței eterice a Pământului. Ele au rămas latente, ascunse vederii, până în acest moment crucial când sunt trezite și activate de afluxul puternic de frecvențe superioare. Aceste frecvențe, care sunt catalizatorii transformării Pământului într-o lumină superioară, provin din centura de fotoni care înconjoară steaua noastră celestă, Alcyone. Centura de fotoni este alcătuită din raze cosmice de lumină provenite de la steaua Alcyone, care vă scaldă planeta în energie de vibrații înalte. Aceasta este ceea ce declanșează această serie de schimbări și transformări energetice pe pământul vostru. Atunci când aceste vortexuri energetice străvechi se trezesc, ele aduc un val de înțelepciune străveche și energii intense de vindecare și transformare la scară globală. Ele vor acționa ca niște conducte pentru ca frecvențele superioare să se reverse în planul Pământului, facilitând transformarea în dimensiunea superioară. Aceste vortexuri energetice străvechi și portaluri dimensionale superioare, care au fost ascunse în siguranță în eterul planetei voastre, au fost mult timp protejate și păzite de puterile care ar face rău. Aceste structuri mistice, care au existat dincolo de tărâmurile fizice ale Pământului de-a lungul anilor, se trezesc acum din somnul lor. Acesta este cu adevărat un moment remarcabil pentru a fi martor și a face parte din acest dans cosmic profund între Pământ, steaua noastră Alcyone și vâltorile energetice străvechi care acum prind viața. Interacțiunea dintre energii și frecvențe remodelează peisajul spiritual al planetei voastre, inaugurând o nouă eră a iluminării și trezirii pentru toate ființele de pe Pământ. Acest eveniment cosmic este o resurgență a frecvenței pur superioare a luminii pe Pământ. Este un proces transformațional, conceput pentru a amplifica și a ridica conexiunile conștiente ale oamenilor la adevărul lor divin. Pe măsură ce aceste portaluri energetice se deschid și frecvențele vibraționale se intensifică, omenirii îi se oferă oportunitatea de a transcende limitările dimensiunilor inferioare și de a-și extinde conștiința. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a intra în tărâmurile superioare ale existenței cu mult mai multă ușurință. Pe măsură ce vortexurile energetice se deschid pe Pământ, vă puteți conecta la ele, permițându-le să vă transforme și să vă deblocheze gnoza antică.
Pe măsură ce aceste portaluri multidimensionale străvec se deschid și frecvențele vibraționale continuă să se intensifice, omenirii îi se oferă oportunitatea de a transcende limitările dimensiunilor inferioare și de a urca în tărâmurile superioare ale existenței într-un ritm mult mai rapid. Este esențial să recunoașteți că vă aflați într-un moment crucial în evoluția conștiinței. Energiile în joc îi forțează pe indivizi să facă o alegere, fie să se dezvolte în lumină și să îmbrățișeze potențialul infinit care se află în ființa lor, fie să se retragă în întuneric și să piardă oportunitatea de creștere spirituală și iluminare. Este o alegere individuală. Aceste energii vă ghidează pe o cale a descoperirii interioare, încurajându-vă să plonjați în adâncurile sufletului vostru și să vă treziți la adevărul care se află acolo. Prin urmare, este imperativ ca fiecare individ să răspundă chemării acestor energii transformatoare divine, să-și deschidă inima și mintea către posibilitățile vaste care îl așteaptă și să pornească în călătoria evoluției sale spirituale. Aceste vortexuri, oricât de vechi ar fi ele, au fost create pe pământ doar pentru acest moment din spațiul vostru timp. Pământul își deschide inima pentru voi, copiii ei, vă cheamă să veniți acasă și să vă treziți la adevărul vostru divin. Ascensiunea are loc acum. Veți auzi chemarea. Noi vă iubim și suntem aici cu voi. Noi suntem Consiliul Pleiadian al Luminii, pleiadienii din Alcyone. Transmisie primită de Celia Wilder la Universal Lighthouse.